Așa cum ați văzut și dumneavoastră, astăzi am fost martori la o situație mai puțin plăcută, care nu face față deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. La apelul nostru de a ne convoca după expirarea acelei perioade de izolare care ne-a fost prescrisă deputaților, noi am făcut apel către toate fracțiunile parlamentare să reluăm activitatea și nu de dragul activității, dar din simplu motiv că avem pe agendă câteva proiecte foarte importante, proiecte care fac parte din condiționalitățile pentru debursarea tranșei a doua de finanțare din partea Uniunii Europene. Pe rol sunt 600 milioane lei. Bani de care are nevoie statul, bani de care are nevoie pentru sistemul de sănătate, pentru domeniul social și pentru alte lucruri vital necesare țării. Din păcate, majoritatea parlamentară a hotărât să respingă invitația noastră. Este un gest regretabil. Dânșii probabil au timp berechet la dispoziție. După câteva luni de izolare, nu ne creează impresia că coaliția de guvernare și în special Partidului Socialiștilor le-a plăcut să țină deputații în izolare totală. Cu alte cuvinte, au deconectat una din cele mai importante instituții în stat, Parlamentul Republicii Moldova. Noi nu o să le permitem și nu o să le permitem acest lux. Parlamentul poate și trebuie să activeze după modelul altor cetățeni din Republica Moldova care se află în prima linie, cum ar fi medici, polițiști, poliție de frontieră și alți cetățeni care, indiferent de faptul dacă se și întâmplă să se constate un caz de COVID într-o instituție sau alta, nu se închide instituția. Da? Instituția rămâne funcțională. După același model și Parlamentul Republicii Moldova, parlamentari, după ce toți au trecut testarea și am constatat, dacă cei din PSRM nu ascund ceva, că doar 2 deputați din 100 au fost testați pozitiv. Iată de ce noi insistăm și o să insistăm în continuare, chiar dacă azi au tratat cu lipsă de respect colegii deputați, ca săptămâna viitoare să revenim și în regim de urgență să votăm legile restanțiere. Nu sunt legi complicate, sunt legi simple, benefice, de care toți spun că nu au nicio obiecție, cu un singur pretext inventat a PSRM-ului vis-a-vis de legea ONG-urilor, că să intre, cu condiția să intre în vigoare în 2021. Nu înțelegem această pretenție, dar să revenim în sesiunea în plen și o să decidem. Stimați cetățeni, ăștia sunt cei care cred ei că au timp berechet, că au mult timp la dispoziție, care nu se grăbesc să vină la muncă, care continuă să primească salariu plin. Și știți și dumneavoastră, salariul de deputat nu este cel mai mic salariu în țara asta. Și cu toate acestea nu se grăbesc să vină să voteze ceea ce este necesar, că am fi putut pune pe ordinea de zi doar aceste 3-4 legi, mai mult nimic. Ne pare rău, este pe conștiința colegilor, chiar dacă declară că nu au nicio obiecție la aceste legi, vom insista ca săptămâna viitoare toți să vină în plen și să votăm legile necesare țării, nu lor, cetățenilor Republicii Moldova. Și mulțumim pe această cale și Comisiei Europene, care manifestă încă bunăvoință și înțelegere și se gândește mai mult la cetățenii Republicii Moldova și mai puțin la ambițiile unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Mihai? Stimați cetățeni, dragi reprezentanți ai presei, ați văzut astăzi ce s-a întâmplat în Parlament. Noi am venit la muncă, iar o bună parte din colegii noștri au ales să stea acasă, așa cum am mai stat luni în șir și au primit salariu. Am făcut demers oficial pentru ședința biroului permanent, acesta a fost ignorat. Am chemat astăzi colegii să vină în plen și această chemare a fost ignorată. Nu mai știm ce așteaptă colegii din majoritatea parlamentară.
pentru a veni să muncească pentru cetățenii care i-au ales în acest for important. Pentru că, într-adevăr, dacă spitalele din țară ar fi activat după regimul în care activează Parlamentul sau alte instituții, nu știu cine ar fi tratat bolnavii, nu știu cine ar fi copt pâine, nu știu cine ar fi asigurat mișcarea transportului. E cert că acele două săptămâni de precauție, precauție sub unele aspecte exagerate, pentru că acei doi colegi, din câte știm, s-au infectat de fapt în afara Parlamentului și nu a fost o transmitere în cadrul forului legislativ, dar totuși, acele două săptămâni au expirat. Și astăzi nu există niciun temei pentru ca ședința în plen să nu aibă loc. Mai mult decât atât, vedem deschiderea și unor colegi din majoritatea parlamentară, vorbesc de Partidul Democrat, care sunt gata să voteze acea lege a ONG-urilor, o lege de bun simț, o lege în interesul cetățenilor Republicii Moldova, care poate fi ajustată fără mari probleme, dacă sunt unele rezerve, pe când colegii socialiști sabotează în mod direct activitatea Parlamentului. Și noi am avut o situație când cineva a încercat să uzurpeze puterea în stat și nu i-a reușit. Nu o să le reușească nici de această dată. Am văzut astăzi în plen, microfoanele n-au lucrat, dar cel puțin a fost lumină. Deja este progres. Sperăm că la ședința următoare, care noi vom insista să aibă loc cât mai devreme, poate chiar luni, să lucreze plenul așa cum îșa de bine, așa cum este plătit din banii contribuabililor și să aprobăm acele legi, pentru că cetățenii să se bucure de acel sprijin generos, în mare parte un sprijin, e vorba de granturi, nu e vorba de condiții păguboase așa cum a fost cu alte credite, dar vedem că prioritățile sunt altele. Președintele Dodon îl vedem deja lustruindu-și pantofii pentru parada de la Moscova și nu îl interesează faptul că avem cel mai mare număr de medici infectați din lume, că numărul celor infectați crește și nu scade după aproape 3 luni de carantină. Domnul Dodon nu-i pasă că cetățenii și-au pierdut locurile de muncă și nu au salarii, nu au cu ce hrăni copiii, pentru că nu fiecare cetățean al Republicii Moldova, așa cum președintele Dodon, primește banii în sacoșă și își permite luxul. Unicul lucru de ce e bun președintele Dodon și-a demonstrat-o în ultimele luni, e să meargă cu Mercedes-ul prin Arătură. Din păcate, prin Arătură duce și Republica Moldova. Dar nu e mai rămas mult. Dacă nu sunt întrebări, o zi frumoasă. La revedere. Avem o întrebare. Colegii rămân să muncească o parte, o parte merg raioane. În raioane. Facem demersurile necesare, interpelări, comunicăm cu alegătorii. Activitate parlamentară așa cum este firesc. În condițiile distanțării sociale. Și în perioada aceasta de jumătate de oră pe ați stat acolo în sala plenului, ce ați făcut, ce ați discutat? Au văzut că au venit și cei din fracțiunea Șor și Pro-Moldova? V-ați coalizat împreună pentru... Nu ne-am coalizat împreună. Am venit la ședință. Am așteptat să vină toți deputații, pentru că toți deputații primesc salariul în aceste zile și toți deputații trebuie să aibă grijă poporului. Cu regret, o parte au ales să nu vină, având alte priorități. Care sunt aceste priorități? Ar fi bine să întrebați pe ei. Noi am venit responsabil. De fapt, noi am fost cei care au venit cu chemarea, pentru că noi am fost cei care am bătut alarma și am insistat pe acest pachet de legi pentru sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Și ne bucurăm că există sprijin, înțelegem că până și Partidul Democrat e gata să voteze aceste legi, acest lucru este îmbucurător, doar că vedem că vorba vestită, da? Era bine dacă era, dar nu, ceva n-ajunge. Dar ceea ce n-ajunge este colegii din PSRM și din PD, care trebuiau să vină astăzi să muncească. Noi la voință ne-am preferit, voință politică. Premierul Ion Chicu a îndemnat în această dimineață cetățenii să stea acasă în contextul în care mulți vor pleca în weekend pe la cimitire și a spus că Republica Moldova mai sunt locuri în spitale pentru doar 5 zile, vorbind despre noi infectați de coronavirus. Nicolae Furtună spune că multe spitale din țară deja nu mai fac față numărului mare de bolnavi
Și în acest context, cum apreciați decizia sau lipsa deciziei de a amâna și de această dată Paștele Blajinilor ca oamenii să nu meargă în cimitire masiv? Știți care e mare problema a lui domnul Chicu și a domnului Dodon? Mai puțin a domnului Furtună, că el își face meseria. Problema e că cine ar declara, domnul Furtună, medicii în țara noastră și ne-ar ruga să fim atenți că mai avem puține locuri în spitale, că depășește capacitățile pe care le avem noi. Atâta timp cât domnul Dodon, domnul Chicu, ei sunt cei care sfidează și în loc să respecte, să dea un exemplu, să poarte elementar o mască când merge la întâlniri cu cetățenii, iată atâta timp cât ei sfidează ei norma legală, nu o să prindă lucrul ăsta. Nu o să prindă, pentru că oamenii văd, ascultă una și văd alta. Și mulți se întreabă dacă lui Dodon probabil îi se poate. Poate el se consideră nemuritor. Da, nu se poate să fie și așa întâmplare. Unii se gândesc, dacă lui îi se poate, de ce nouă nu ni s-ar permite? Aici e marea prostie, dacă doriți, ce se întâmplă la noi. El nu respectă, el sfidează norma și dă un exemplu prost cetățenilor Republicii Moldova. Poate îi cumpărăm noi o cutie de 50 de măști și ducem la președinție una și ducem la președinție și ducem una la guvern. Măcar într-un final să îmbrace și eu mască și să arate, să mai uite că nu se arate așa de frumos cum să obișnuiți să vadă frumos și apetisanți. Deci aici e marea problemă, că singur nu respectă norma și cer de la cetățeni. Clarul cu cetățenii, stimați cetățeni. Haideți vă rog să respectăm condițiile. Dumneavoastră vedeți că noi, în timp ce țările vecine scade numărul, se reduce la zero, noi avem zilnic 200-250 de cazuri pozitive. Asta e rău. Și eu mă tem să spun, dacă lumea iese din valul întâi și se gândește la valul 2 în toamnă, eu am impresia că noi așa, să avem un val mare până la toamnă. Și sistemul nostru, într-adevăr, el nu-i de cauciuc. Nu avem acum de unde să repede să avem, nu știu, spitale noi, echipamente de intubare și așa mai departe. Nu avem, nu e de unde. Și suntem pe cont propriu. Asta vreau să spun cetățenilor. Suntem pe cont propriu. Dacă avem de pomeni pe cineva, aprinde o lumânare, da? Fă o rugăciune și dă o pomană cuiva acolo, vecinului, unei rude, atât. Și cel de sus o să vadă. Scuzați că așa e motiv și... Dar asta e, problema e vis-a-vis. Ăla, dă exemplu prost la toți cetățenii. Mersi. Să ridicați, să dezinfectez aici. Îmi cheamă doamnă de acolo. Nu, Andrei. Vă rog. Până voi, să te-ați dat în sus de orientare. Da. Fost mai multe persoane de dezinfectăm, atât de dat.